Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bun găsit, vă spun din nou, dragi prieteni, la o nouă ediție Spunem Cum. În această seară veți cunoaște povestea lui Mihai Moldoveanu, tânărul care, cu ani în urmă, așa cum a spus chiar el, a intrat în lumea întunericului, practicând satanismul și muzica rock. Ce este satanismul, care au fost trăirile lui acolo, dar și ce l-a determinat să aleagă acest drum, ne va spune chiar el în următoarele momente. Rămâneți cu noi! Există rugăciunile, evident, ca și în creștinism. Până la urmă, satanismul este o înoglindă. Puteți spune că este o credință a lor? Da, este o credință, este o religie clară. Este o religie, deci este declarată religie, da. Satanismul. Am avut o perioadă în care mergeam cu unghiile negre pe stradă. Aveam machiaje negre la ochi. Pe stradă mergeai? Da. Machiat? Da. M-a atras foarte mult toată acea informație pe care o strângeam. Se practică sacrificii de animale. Sunt cercuri care spun că se practică și sacrificii umane. Dacă o spunem direct, Satana vrea să te chinuie în continuare, da, pentru da, că tu te-ai dezis de el? Da, pur și simplu eram în acele coșmaruri, eram călcat în picioare ca om, adică o bătaie fizică reală. A fost și o experiență aproape out of body și mi se părea foarte, foarte ciudat. Îmi simțeam, de exemplu, toate organele, oarecum simțeam că mișea inima și că bătea undeva în afara corpului, după care rinichii vedeam detașați și mă gândeam deliberat scurgeam viața din mine. Așa cum am spus și mai devreme, Mihai Moldoveanu a venit în această seară la Spunem Cum pentru a-și face cunoscută povestea de viață din dorința de a ne face să conștientizăm cât de aproape și cât de ușor putem fi atrași de partea celui rău. Bună seara, Mihai, și îți mulțumesc pentru că ai spus da invitației mele. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Mihai, noi, majoritatea oamenilor, dar pe primul loc mă pun eu, când aud despre satanism, am impresia că este ceva rău, da? Dar undeva departe sau într-o altă lume. Ceva cu ce eu nu am tangență. Dar hai să te întreb pe tine, de fapt, ce este satanismul? Pentru mine, povestea despre satanism e un pic complicată. E greu să încep să... E greu să descrii, e greu să dai o definiție. Numai că, în general, la fel ca satanismul are un început. Ca să ajungi într-o lume întunecată, trebuie să iei decizii una după alta și ele te duc înspre această direcție. Pentru mine, ca să intru într-o lume întunecată, au trebuit câțiva pași. Nu a fost ceva care am văzut și am zis, hei, o să practic lucrul ăsta. A venit pas cu pas, începând de undeva de când eram mic, chiar undeva prin clasa a 7-a, 8-a, am avut primele experiențe, ciudate le-am numit eu atunci, prin perspectiva întâmplării în sine. Am văzut câteva practici la vrăjitoare în satul în care eu am copilărit. Le-am văzut făcând chestia asta oarecum în drum. Și cred că aia a fost sămânța aceea pusă pentru curiozitate. Curiozitate care mai târziu, evident, a fost împlinită, pentru că de obicei atunci când suntem mici ni se pun cele mai importante semințe în minte și când suntem mici ne formăm pentru viitor. Deciziile care le luăm noi când suntem mici ne influențează viitorul. Însă pentru a ajunge acolo au trebuit câțiva ani și au trebuit câteva decizii luate pe experiențele pe care le-am avut eu între, a spune eu, vârsta definitorie de 14 și până pe la 20 de ani. Ca și practicant, nu am fost genul de persoană să intru într-o lume propriu-zisă, gen o frăție de tip satanic sau ceva de genul ăsta. Nu, au fost câteva grupuri în care m-am înscris pe Facebook, dar cam atât. În schimb, am luat această experiență în nume propriu. Am fost curios, am fost deschis în primul rând, că e și asta un aspect foarte important,
Și o să fac o mică paranteză aici, pentru a trebuie să ai o anumită deschidere. De ce? Pentru că, de obicei, exact cum spuneai tu mai devreme un pic, oamenii se feresc, au instinctiv tendința de a se, de a se feri de lumea asta. Presupun că ar fi și o doză de curaj, o doză de teribilism, o doză de nebunie pe care este. Trebuie să o ai ca să te arunci cu capul înainte. Și pe lângă asta, am spune că cei care ajung să intre în lumea asta, să spunem că poate că e prea mult să spun că ai ajuns să practici satanismul, nu? Da, da, e un pic cam mult, însă au fost momente în care anumite, copiezi, vezi, te interesează și faci anumite practici. De exemplu, am fost foarte tare atras de Wiccan, de, sau, da, de vrăjitoria de tip Wicca. Am urmărit oameni practicanți, se practică foarte mult în Marea Britanie, am fost atras foarte tare de partea asta, de învățătura lor, de practicile lor, m-a pasionat și i-am urmărit foarte, foarte, foarte mult pe oamenii ăștia. Bănuiesc că și vrăjitoria face parte tot din clar. Categoria asta a satanismului, absolut, da. Și a lucrării satanei. Dar vreau să spun că cei care practică asta putem spune sau putem crede că sunt sau au fost atei, au fost sau sunt. Dar tu nu, pentru că ai crescut în Biserica Catolică, l-ai cunoscut pe Dumnezeu într-un fel sau altul acolo și cred că ai și contribuit cu ceva în acea biserică, nu? Da. În copilărie m-am născut într-o familie romano-catolică și părinții mei, culmea, de fapt mama mea și bunicii din partea mamei mele sunt practicanți și astăzi sunt oameni dedicați Bisericii Catolice. Și eu, la rândul meu, am mers la biserică încă de copil. Și spunem un pic mai devreme că sunt niște decizii pe care le iei în timp. Nu te duci dintr-o dată, nu deschizi ușa și intra. De obicei, există un mic protocol până când ajungi acolo. Și o să clarific un pic mai târziu despre lumea satanică, așa cum am experimentat-o eu. Am fost, când eram copil, eram ministrant în Biserica Catolică. Asta înseamnă un slujitor alături de preot, însă trebuia să fii copil, trebuia să ai o anumită vârstă sau până la o anumită vârstă puteai să faci această lucrare. Evident că îl conștientizam pe Dumnezeu și îl vedeam acum și cu priceperea unui copil, pentru că e greu la o vârstă atât de mică să-l înțelegi pe Dumnezeu. Numai că știam, îl conștientizam, chiar au fost mai târziu în viața mea, momente în care pe culmile disperării, strigam la acel Dumnezeu, că știam, îl conștientizam că există, știam că este cât se poate de adevărat, nu știam personal, nu aveam o relație personală, numai că îi știam existența și am strigat către el. Revenind la copilărie, am frecventat Biserica Romano-Catolică și pot să spun că am avut și câteva amintiri plăcute în acele momente, în acea perioadă a vieții. Însă timpul a trecut și eu, la un moment dat și Freud spunea că experiențele traumatizante într-un fel îți șlefuiesc personalitatea și caracterul mai târziu. Ca idee de bază, când alegi muzica rock, când alegi această versiune satanică, ce știm despre satana? Că este opusul lui Dumnezeu, este vrăjmașul lui Dumnezeu. Experiențele pe care le-am avut, unele dureroase spre traume, m-au făcut să mă revolt împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu. Și de aceea, oarecum, a fost firesc să aleg versiunea asta, versiunea demonică. Și a fost un pas natural pentru mine. Numai că ce vreau eu să lămuresc este că există, cred că cea mai mare problemă pentru a ajunge acolo, nu sunt deciziile, nimeni nu se naște să-și dorească să ajungă acolo. Într-un fel sau altul, decizi în fiecare zi când nu ești sincer cu tine. Cred că cea mai mare problemă a mea a fost că nu eram sincer cu mine și nu am ales să fiu deschis cu ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și asta naște frustrare, asta naște mânie și frustrarea plus mânie de obicei alegi să te revolți, să devii rebel. Muzica rock înseamnă rebeliune, fără doar și poate.
Iar dacă stăm să ne gândim ce înseamnă satanism, este o rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Care se manifestă prin diferite lucruri. Absolut. Iar absolut. Oamenii poate că nu neapărat percep că fac ceva rău sau că sunt atrași de partea celui rău prin ceea ce aleg să facă. Absolut, da. Sunt convins de chestia asta. Spuneai că de mic ai început să conștientizezi atunci când ți se făcea o nedreptate și cumva ai ajuns să te revolți din cauza asta. Mai târziu, la liceu, erai foarte bun la învățătură și ai ajuns să fii destul de arogant și de mândru față de ceilalți. De ce e asta? De ce ai avut acest comportament față de cei din jurul tău? Tot un fel de protest, să spunem? A fost un protest, fără doar și poate. Există în momentul în care conștientizez, ideea e următoarea, când eram am început școala pe timpul comunismului. Am trecut sau vin dintr-o mentalitate care se axa foarte mult pe rezultate. Uh-huh. Și evident, în momentul în care vezi că distanța între tine și alții era evident. Acum, dacă stăm și ne uităm un pic în urmă, modul în care se evaluau elevii în clasele 1-8 e de discutat aici, numai că rezultatele mă făceau și simțeam diferența care este reală, există o diferență reală între noi oamenii, în modul în care gândim, în modul în care privim viața și o înțelegem. Evident, nu aveam maturitatea să trag concluziile corecte, numai că puteam să simt diferențele. Într-un fel sau altul, în clasele mici, m-am simțit nedreptățit. Uh-huh. Și fără niciun fel de soluție, cineva care să vină să mă învețe cum să reacționez corect la nedreptățile așa cum le simțeam și le trăiam uh-huh. eu atunci. Acum, în liceu, spectrul meu s-a schimbat. Dacă în clasele primare și gimnaziale, și dacă mă revoltam, nu rezolvam absolut nimic, numai în liceu am ajuns în punctul în care toată lumea avea încredere în mine, practic aveam un fel de autoritate și chestia asta îmi dădea puterea să decid asupra altora. Mm-hmm. Evident, existau diferențe, existau oameni de banca ta, existau oameni de sau cum se practica la noi în oraș, șmecherașii, numai că și ei, într-un fel sau altul, depindeau de mine, pentru că aveau nevoie de ajutorul meu la școală. Practic, chiar dacă eram un fel de lider, eram un lider... Deveni superiorul lor. Cum? Da, eram un lider nedeclarat. Ei erau liderii vizibili, numai că eu eram un pic oarecum liderul din spate, fără a exercita o putere sau o forță într-un fel sau altul. Și într-un fel a intervenit și dorința de răzbunare pentru momentele din trecut. De asta spun că pentru a ajunge la a practica un fel de satanism în felul în care l-am practicat eu, trebuie să existe mai multe lucruri la un loc care să formeze o decizie finală. Okay. Răzbunarea este una dintre ele. Am numit un pic mai devreme mânia, neputința, este și asta unul dintre aspectele care ajută să iei o decizie spre a te reorienta înspre... Eu de obicei spun că am fost metalist mai repede sau... pentru că și acolo există o anumită practică. Sunt unii oameni care se dezic. Deși nu cred că există o diferență între metal și muzica metal și satanism. E aproape același lucru. Poate ne vei explica puțin mai târziu și ce transmite această muzică. Eu, sincer, nu mă pricep. N-am suportat niciodată rock-ul. Nu mi se potrivește, dar sunt curioasă să știu de ce poate unii oameni o îndrăgesc. Există rugăciunile, evident, ca și în creștinism. Până la urmă, satanismul este în oglindă. Putem spune că este o credință a lor? Dar este o credință, este o religie clară. Este o religie, deci este declarată religie, da. Satanism. Spre finalul liceului spuneai că te-ai trezit într-o lume întunecată. Lumea despre care tocmai vorbim, despre satanism. Poți să ne spui concret cum ai ajuns acolo? Motivul pentru care am ales început muzica rock e pentru că mă regăseam în versurile respective. Trebuie să recunosc un lucru încă de la început. Mulți dintre oamenii care compun muzica asta sunt oameni foarte, foarte inteligenți, oameni cu o profunzime rară. Și eu, adică aveam de ales între câteva lumi, de exemplu lumea manelelor, lumea hip-hop și lumea rock. Mi s-a potrivit mănușa lumea rock. Nu o să motivez de ce celelalte nu mi s-au potrivit.
Numai că, evident, asta a deschis prima ușă către prima legătură în spiritual cu ceva care iese de sorginte demonică. Pentru că mesajele lor sunt de ură, nu toate. Evident, sunt oameni care cântă o muzică curată, aproape curată. Da, bănuiesc că există mai multe tipuri de muzică rock, nu? Da. Dar tu ai luat parte la cea mai... Da, m-am orientat către cea care exprimă cea mai multă ură, cea mai multă revoltă. Chiar unii se definesc în muzica asta pe care ei o fac fiind anti-human. Sunt câteva formații de genul ăsta și cred că asta spune destul de mult. Ce transmit este ură totală față de tot ce îi înconjoară. Există un mesaj mizantropic total și oarecum acolo m-am regăsit, pentru că există o frustrare evident în spate, există o neputință în spate și cum o exprim cel mai bine? Prin muzică. Stăteam de multe ori și am discutat despre acest aspect. Muzica este modul cel mai ușor prin care noi ne exprimăm, exact. Indiferent de stare. M-am regăsit în ea. Era cel mai ușor mod de a-mi exprima frustrarea și revolta față de ce era în jurul meu, pentru că altfel nu aveam foarte multe... Mihai, există anumite ritualuri care se practică în satanism? Asta da, clar. Asta da. Ce fel de ritualuri? Există de la rugăciuni, de la incantații, cei cu partea asta de Wicca, de Wiccanism, sunt foarte atrași de ideea de ritual, de tot felul de descântece, de tot felul de amulete pe care și le fac, de tot felul de licori pe care le fac. Există rugăciunile, evident, ca și în creștinism. Până la urmă, satanismul este în oglindă. Putem spune că este o credință a lor? Dar este o credință, este o religie clară. Este o religie, deci este declarată religie, da, satanismul. Satanismul este înregistrat la... este un forum al tuturor religiilor. Și la noi în România, care este... Nu știu în momentul de față care este statusul sau statutul lor. Pe de altă parte, de exemplu, am intrat foarte mult timp pe site-ul lor. Putem spune că acești oameni au avut într-adevăr niște traume din copilărie și prin acest stil de muzică sau prin aceste practici încearcă să se revolte, așa cum ai făcut și tu. Da, deci nu cred că un copil care a crescut într-o, nu știu, într-un mediu prietenos sau un copil care n-a avut nicio problemă sau traumă poate să ajungă acolo? Mi-e foarte greu să cred. Cred că va exista un exemplu care dărâmă teoria, numai că asta va fi un foarte, foarte rar. În principiu trebuie să te lupți cu... chiar există și o melodie care spune chestia asta, mi-aduc aminte de ea, The Demons in Me. În fiecare dintre noi se strânge cu fiecare alegere greșită pe care o faci, se strâng acolo niște energii negative pe care la un moment dat le transformi în demonii ăștia care îți vor conduce viața, că de fapt asta se întâmplă. Dar e posibil să existe o legătură vizibilă sau o manifestare a duhurilor față de oameni? Da, există, fără doar și poate. Și asta o vedem și pe stradă. Cum se poate întâmpla? Pentru că nu se întâmplă oricui, totuși. Se întâmplă celor care sunt intrați în acea lume sau celor care cred cu adevărat că li se poate întâmpla asta. Manifestări am văzut deseori, dar mai ales pe stradă și nu neapărat practicanților. Am văzut la oameni care pur și simplu erau conduși în spiritual de demoni. Dar și, de exemplu, sunt foarte mulți cântăreți de rock care au spus că pur și simplu ei nu știu cine sunt pe scenă. Nu își aduc aminte lucruri pe care le fac. Ritualul cu sânge, de exemplu, se practică foarte mult în lumea asta black metal sau doom metal. Că mă întrebai un pic mai devreme și n-am răspuns în totalitate. Se practică sacrificii de animale. Sunt cercuri care spun că se practică și sacrificii umane. În ce scop? Dar astea, până la urmă, n-au fost neapărat probate vreodată de cineva. Însă, fără doar și poate, sunt ritualuri și este la fel, că vreau să spun un pic mai devreme, ca în slujirea noastră a creștinilor față de Dumnezeu. Sunt lucruri pe care noi le facem clar pentru Dumnezeu, pentru a ne arăta
eu știu, gratitudinea, pentru a ne arăta, a arăta mulțumirea, pentru a face anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le cere. Avem postul, avem rugăciunea. De asemenea, practicile astea, ca echivalent, există și în lumea satanică. Cum arată, Mihai, un om declarat satanist în viața de zi cu zi? Am avut o perioadă în care mergeam cu unghiile negre pe stradă. Aveam machiaje negre la ochi. Pe stradă mergeai? Da. Machiat? Da. Au fost vreo 2 ani de zile. Recunosc că au fost și în perioada între 22 și 24 de ani. Recunosc că era și o perioadă a teribilismului în care m-a atras foarte mult toată acea informație pe care o strângeam. Un alt aspect care te duce către lumea asta este curiozitatea și tot felul de informații ciudate, informații care te provoacă pentru a opta pentru lumea asta. Eu am fost și sunt în continuare pasionat de mitologia siro-babiloniană și un pic greacă. Sunt formații care cântă despre asta. Chiar mi-aduc aminte că una dintre primele mele opțiuni a fost o formație care cânta despre zeitățile Egiptului, de exemplu. Și eram foarte curios să văd cine este Osiris, să văd cine este Ra, să văd Isis cine este. Și a fost foarte simplu pentru mine să aleg. Ulterior am găsit formații care cântau despre, zeitățile astea asiro-babiloniene, despre Malkuth, despre... Bine, nu e rău să fii curios, dar de foarte multe ori curiozitatea nu duce tocmai unde trebuie. Exact, pentru că au fost mai multe lucruri la un loc care s-au strâns și împreună au format o decizie. E fain să fii pasionat, numai că, pe de altă parte, eu nu aveam nicio educație concretă, spirituală, pentru a înțelege și a diferenția lumile. Și mi-a fost foarte simplu să spun, hei, dacă oamenii ăștia cântă, de ce nu? Oamenii ăștia justificau pentru mine că alegerea mea este una corectă, este una normală, nu are nimic greșit în ea. Să fii impunător, să fii un om care nu are milă. Nu poți să ai milă față de cei din jur. Să nu arăt toleranță. Oamenii de jos sunt doar oamenii de jos. Un om declarat satanist poate fi empatic cu cei din jurul lui, poate face fapte bune, poate gândi lucruri bune. În teoriile satanismului, da. Pentru că una dintre legile lor este ca dacă cineva îți face bine, răsplătește-l cu bine, dacă face rău, îi întorci înzecit răul respectiv. Din punctul ăsta de vedere, teoretic, da, există oameni în lumea asta care poate să facă lucruri bune. Pe de altă parte, din modul în care eu am reacționat în experiența pe care am avut-o eu în lumea asta, nu. Eu personal nu am putut nu m-aș identifica cu lucruri bune făcute pentru cei din jur. Băsat doar de mine, egoismul este una dintre trăsăturile unui om care și nu doar prin satanism sau lumea asta demonică alegi să fii foarte egoist, dar este o caracteristică pentru oamenii care ajung în lumea respectivă. Nu-ți mai pasă de nimic. Deci tu nu simțeai nevoia să fii bun cu cei din jur? Nu simțeai nevoia să transmiți bunătate? Asta a fost momentul schimbării, când mi-am dat seama că fără bunătatea asta, a mea către ceilalți, a celorlalți către mine, nu prea au sens lucrurile. M-am trezit undeva după 27, cam între 27 și 28 de ani, tocmai din cauza atitudinilor mele față de oameni, față de cei din jur, față de mine, mă trezisem destul de singur, destul de părăsit de oameni, pentru că, evident, spuneam că sunt oameni care cântă muzică cu tentă mizantropică. Evident, când tu reacționezi la fel ca om, și evident cei din jur vor acționa în consecință față de tine, respectiv te vor lăsa singur, te vor părăsi și te vei trezi singur într-o lume foarte goală pentru tine. Și în momentul ăla apare o criză și mai profundă și așa, sigur ești într-o criză, dar în momentul acela, când conștientizezi cât de singur ești pe lume, criza se adâncește. Și ăla a fost și momentul în care, îți spuneam un pic mai devreme, până la urmă am strigat la Dumnezeu, nu știam
Exact. Știam doar că e acolo undeva și că în principiu reacționează la strigătul omului. Cred că vom discuta puțin mai târziu despre cum ai ajuns la această fază. Știam că și sataniștii au o Biblie a lor în care au scrise cele 10 porunci ale lor. Ce te învață acele porunci? Ce poți citi dintr-o Biblie a satanismului? Păi una dintre porunci le-am spus mai devreme. Dacă cineva îți face bine, îi întorci binele. Dacă nu, îi întorci rău, eventual și cu blestem. De obicei, foarte multă lume se orientează spre a blestema pe cel din ce a făcut rău. Unele dintre acele porunci au așa o tonalitate utentă umană. În sensul în care, de exemplu, una dintre ele este să fii foarte, foarte bine educat, să fii foarte, foarte bine pus la punct cu învățătura, să nu fii un om slab ca și caracter, să nu fii un om îndoielnic, să nu faci foarte multe compromisuri pentru a nu putea fi manipulat. Ideea de compromis ce deschide pentru tine, posibilitatea de a fi manipulat. Astea sunt unele dintre regulile pe care ei le impun. Nu poți să fii un om îndoielnic. Există, da, a scris-o Anton Șandor Lavey, Biblia satanică, și este cât se poate de concretă. Și este în oglindă oarecum opusul a ceea ce ne învață Biblia să fim. Dar spuneam un pic mai devreme că sunt unele lucruri par banale, par strict orientarea firească a omului în lume. Dacă cineva ți-a făcut rău, e simplu, nu? E întors rău. Dacă tu trebuie să fii foarte bine educat, tu trebuie să fii un exemplu, aroganța, ți se cere să fii arogant, trebuie să fii impunător, să fii un om care nu se, n-are milă. Nu poți să ai milă față de cei din jur. O altă chestie pe care, de exemplu, o regăseam foarte des și mi se potrivea mânușă la acel moment, era să arăt, să nu arăt milă, să nu arăt toleranță. Oamenii de jos sunt doar oamenii de jos. Unul dintre dictoane pentru o anumită fracțiune este slaves must serve. Cam asta este viziunea pe care o au oamenii ăștia. Pe de altă parte, ca și în dreptul meu, recunosc că chiar dacă ascultam deseori astfel de mesaje, întrucât cu totul nu puteam fi ok cu nu ele. Nu simțeai împlinire sufletească? Nu poți să simți. Există un moment al aroganței care, și astăzi, dacă am lăsat aroganța să vorbească în locul nostru pentru câteva secunde, ai acel moment de... Te simți puternic, da, te simți în control, te simți... Cel mai tare. Cel mai tare, cel mai tare. După care îți dai seama, inclusiv, deci nu cred că există cineva care să fie arogant în totalitate și să nu aibă nici măcar o urmă de remușcare. De remușcare. Iar eu am avut. De ce satanismul susține despre creștini că sunt slabi? Pentru că iartă, pentru că au milă, exact ce spuneam mai devreme, pentru că nu sunt aroganți, pentru că sunt smeriți, pentru că interesul celorlalți primează interesul lui propriu, cam asta e. Pentru că se sacrifică pentru alții, cam asta e motivul pentru care se văd slabi. Plus că, într-adevăr, mai sunt toate acele porniri umane, normale, naturale, în care fiecare avem momentele noastre de subiectivitate, de slăbiciune, de lipsă de atenție, în care iei decizii care s-ar putea să nu se regăsească sau să nu fie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul ăsta, orice abatere, este văzută ca și slăbiciune. Iar eu personal nu o să pot să fiu de acord cu lucrul ăsta. Fiecare om în parte va face greșeli. Asta nu înseamnă slăbiciune, înseamnă pur și simplu o întâmplare nefericită, în cel mai rău caz. Dar ăsta este motivul pentru care sunt considerați creștinii slabi. Slabi. Când a fost momentul când ai conștientizat că viața ta trebuie să se schimbe și că ceea ce faci tu, de fapt, nu e bine pentru tine, în primul rând? Eu personal, spuneam un pic mai devreme că aveam momentele de remușcare când mă gândeam
Nu așa trebuie să fiu eu ca om. Asta a fost tot timpul, recunosc că au fost tot timpul, chiar dacă aveam momente în care mă răzbunam și spuneam un pic mai devreme că era momentul ăla de în care te simțeai cel mai tare. Am avut tot timpul momentele de remușcare, numai că a venit și un timp în care rând pe rând începusem să pierd toate lucrurile pe care le strânsesem până la 27 de ani. Cam acolo a fost momentul inițial pornirii schimbării. Pierdusem foarte multe lucruri pe care le aveam. A fost și un moment în care mi-am pierdut și tatăl și a fost un moment de criză totală. Spuneam că și cred că în orice situație te-ai afla, că e vorba de o dependență sau că e vorba de un mod de viață, există un moment al crizei în care trebuie să alegi pentru viitorul tău. Pentru că puteam să rămân arogant și posibil că asta să nu mai fi fost, pentru că aroganța de obicei... Ucide. Da, ucide. Au existat cele două variante și atunci am spus... Trebuie să încerc. Mi-aduceam aminte cu plăcere totuși de momentele când eram mic și eram în casa lui Dumnezeu și simțeam că totuși altfel. Simțeam că exista o pace totuși, nu? Da. Era altceva, era cu totul altceva și astăzi eram pur și simplu încărcat de nervi, eram încărcat de o emoție negativă, voiam să strig la cineva și nu știam la cine și nu mai înțelegeam de ce trebuie să strig la cineva, de ce trebuie să-mi revărs toată furia, toată neputința, toată durerea pe altcineva când omul ăla oricum nu mă cunoștea, nu avea nicio treabă cu mine. Problemele mele erau ale mele și în mare parte cauzate de mine. Peste tot vorbim despre magia, magia cutărui lucru, magia celuilalt lucru. Magia Crăciunului. Magia Crăciunului. E periculos să te gândești. Magia nu are nicio treabă cu creștinismul. Dar spuneai că îți doreai să fii din nou sănătos. Da. Ce fel de probleme de sănătate ai avut? Când eram copil, spuneam un pic mai devreme și despre ideea de curaj sau de teribilism. Sunt oameni care se nasc cu o doză de curaj în plus. Am crescut la țară, într-un mediu destul de sălbatic. Când eram copil, îmi plăcea să mă cațăr foarte mult pe stânci. Îmi plăcea să văd animale sălbatice în mediul lor natural. Îmi plăcea, de exemplu, aveam o pasiune pentru șerpi, pentru a-i prinde, un lucru care mă făcea să mă simt altfel. Asta a fost și motivul pentru care, de exemplu, pentru mine a fost foarte simplu să deschid niște cărți de care eram avertizat că le deschizi, oarecum fiind conștient de repercusiuni. Am avut această doză de curaj și de nebunie și de extremism, ca să-i spun așa. Și m-am trezit undeva la 27 de ani, că nu mai puteam să fac nimic din lucrurile alea. Nu mai puteam, oboseam foarte repede. Sănătatea mi se distrusese pentru că și consumasem foarte mult alcool în timpul tinereții, între 20 și 27 de ani. Am fost și fumător o perioadă și sănătatea s-a degradat. Nu mă îngrijeam cum trebuia. Somnul iar era deficitar. Dormeam 2-3 ore pe noapte. Și m-am trezit la un moment dat când, încercând să fac din nou, să practic din nou sporturile alea care mi-au plăcut atât de mult, care ulterior mi-au lipsit, undeva după 22 de ani, nu am mai practicat absolut nimic. Și retrezindu-mă într-o realitate altfel, mai curată, nu mai puteam să fac lucrurile alea, nu mai puteam să joc fotbal, nu mai puteam să mă cațăr pe stânci. Am observat la un moment dat și că mi se muiau picioarele pe stânci, ceea ce este contraindicat pe o stâncă când te urci. Și chiar tângeam după toate acele pasiuni ale copilăriei și iar asta a fost un declanșator al schimbării. Mă gândeam, de ce să ratez toate bucurile astea? Și pentru ce să ratez toate lucrurile astea? Pentru o idee pe care am conștientizat că era doar în mintea mea, nu era în lumea de în jur. Practica asta nu era practică. Nu, nimeni nu și-o dorea, nimeni nu o găsea interesantă, nimeni nu o mai adula. În liceu, spre deosebire de anii după 28 de ani, în liceu oarecum tinerii, fiind cu toții într-o perioadă a schimbărilor, într-o perioadă în care ești un pic mai teribilist, găseau foarte interesant ce făceam eu. Li se părea wow, li se părea tare, li se părea e diferit, clar, ăsta e altfel. Se uitau cu alți ochi. Acum, la 28 de ani,
era mai greu ca oamenii să se uite la tine altfel. Se uitau și se întrebau, nu cumva asta e nebun și ar trebui totuși dus la verificat? Pentru că e normal să aibă gândul ăsta. Spuneam mai devreme că în lumea asta a întunericului poți fi foarte ușor păcălit și spuneam că cei care ajung acolo au avut parte de niște traume în copilărie sau că diferite cauze. În zilele în care trăim, care sunt oamenii țintă care riscă să ajungă acolo, în afară de ceea ce am discutat mai devreme? Eu cred că astăzi, mai mult ca oricând, toți tinerii sunt atrași de lumea asta. Toți, o să spun chiar copiii, toți copiii și tinerii. Pentru că lumea asta a rock-ului, lumea asta este prezentată ca ceva wow. Este un mod de viață peste tot, rebel, da, peste tot unde te uiți, chiar și în reclame, și nu mă refer aici pentru muzică sau pentru formații de genul ăsta, pur și simplu fii rebel, caută, eliberează monstrul din tine. Chiar mă uitam acum la o reclamă pentru băuturi. Pe de altă parte, vin toate aceste practici de sorginte păgână, cum ar fi, eu personal sunt împotriva Halloween-ului. Toată lumea este atrasă de Halloween. Este foarte simplu să... De exemplu, măștile pe care le poartă oamenii astăzi, când aveam undeva între 20 și 24 de ani, purtam acele măști zi de zi, cam așa umblam eu pe stradă, cu machiajele alea. Oamenii sunt foarte ușor de atras, pentru că este funny, pentru că este super wow, pentru că e la modă. E la modă. Cred că astăzi publicul țintă este mare. Și până la urmă, se vând semnele respective pe care nu le conștientizăm. Că vorbim de băuturi, că vorbim de tradiții, că vorbim de jocuri, de desene animate. Da. Cred că au început să se introducă semnele satanismului în orice context. Este simplu de ales, pentru că atunci când ți se pare că de exemplu eu sunt ușor contrariat de ideea de magie, peste tot vorbim despre magia, magia cutărui lucru, magia celuilalt lucru. Magia Crăciunului. E periculos să te gândești. Magia nu are nicio treabă cu creștinismul în primul și în primul rând. Aia este, mai există astăzi o înșelare pe care o văd foarte tare pe televizor, magie albă și magie neagră. Magia albă și magia neagră sunt magie și sunt de sorginte demonică. Noi am putea foarte ușor fi criticați acum pentru că spunem lucrurile acestea. Poate sunt părinți care, bine, am și văzut discuții contradictorii în perioada Halloween-ului, că cu ce ar putea afecta pe copii această tradiție? Până la urmă ei își primesc dulciurile, se duc acasă fericiți și nu se mai gândesc ei la vârcolaci și la vampiri și la tot ceea ce li se induce în subconștientul lor. Dar totuși, chiar așa. În subconștient va rămâne urmă. Nu-i așa? 100%, da. Mi-aduc aminte că am spus că nu am fost într-un mod total practicant de satanism, pentru că nu am făcut parte dintr-o grupare. Însă, văzând în anumite videoclipuri ale unor formații tot felul de ritualuri, evident că am încercat și eu diverse lucruri. Acum am mai și vorbit cu câțiva oameni din anumite ordine, ca așa li se spun, practicante de satanism. Am vorbit cu ei, ne-am mai sfătuit. Știi cum e curiozitatea la acea vârstă, numai că fără doar și poate mi se întâmplă și astăzi să am unele vise, mai ales și nu numai, în care experiența este una foarte, foarte neplăcută. Nu poți să te îmbraci în diavol, să te crezi diavol, să vrei să te comporți ca unul și ulterior să nu fii. Să nu suporți consecințele, este ca și nu? Când astăzi noi trecem pe roșu, lovim pe cineva cu mașina și n-am vrut, 100% n-am vrut, dar repercursiunile există și vor exista și trebuie să le plătești mai târziu. La fel este și cu lucrul ăsta, comparația e simplă. Nu există, nu poți să practici ceva fără ca acel lucru să te marcheze, să lase o urmă. Inclusiv, dacă ne uităm și în Biblie, sunt oameni care au avut un tip de comportament, l-au cunoscut pe Hristos, mai târziu s-au schimbat, mai că oamenii au spus tot timpul despre trecutul lor. Cel mai simplu este să arăt către exemplul lui Pavel. Deseori a amintit de trecutul lui și de urmările trecutului lui. La fel trebuie să fim conștienți. Și eu sunt conștient astăzi.
vorbesc cu mulți oameni, foști dependenți de tot felul de substanțe. Spuneam că și eu mi-am pierdut sănătatea fiind dependent de alcool. Erau momente în care beam atât de mult încât uitam ce, a doua zi când mă trezeam, uitam ce am făcut toată noaptea. Nu e ca și când astăzi, nemai consumând alcool de o perioadă bună, mă gândesc că totul va fi bine. Nu, urme asupra sănătății au rămas. Că vorbim de, eu știu, dăm ca exemplu, ficatul sau stomacul. Au fost alterate. Nu e ca și când, dacă astăzi mai faci ceva sau ai făcut doar o dată, nu există repercusiuni. Pur și simplu eram în acele coșmaruri, eram călcat în picioare ca om. Adică o bătaie fizică reală. Dar asta s-a întâmplat după ce ai ieșit din acea lume întunericului, cum am tot spus. De ce vin acele... adică, dacă o spunem direct, Satana vrea să te chinuie în continuare pentru că tu te-ai dezis de el? Da. Aș vrea să dau o explicație cât se poate de bună. Evident că există, în momentul în care pleci din domeniul întunericului în cel al luminii, evident că există o ură împotriva ta. Se resimte și cel mai simplu și cel mai ușor de a fi chinuit este în vise. Pe de altă parte, de exemplu, ca și trecut, mă uitam cum unele gesturi făcute în trecut oarecum se întorceau în prezentul altfel pentru a plăti pentru ele. În schimb, când eram în trecut, nu aveam nicio treabă. Poți să ne dai un exemplu? Au fost anumite lucruri pe care le-am făcut. Țin minte că băusem odată și m-am apucat și am spart niște geamuri. Și până când, cât timp am fost în lumea întunericului, nu s-a auzit nimic, nu s-a știut nimic, pur și simplu a fost ca și când n-a existat. Asta a fost un episod foarte aproape de momentul schimbării. Au trecut undeva la un an și jumătate când m-am trezit cu o astfel de situație și a trebuit să plătesc pentru ea foarte... să plătesc niște bani. Și mi-aduc aminte de tot felul de lucruri pe care le făcusem atunci și nu pățeam absolut nimic. Astăzi, de exemplu, dacă comit o greșeală, cumva văd imediat rezultatele și imediat parcă unele lucruri pot fi ușor de trecut peste, numai că de fiecare dată trebuie să le explic, să dau o explicație foarte, foarte lungă așa și foarte clară. Cred că sunt unele repercusiuni ale unor alegeri care se plătesc foarte, foarte mult timp și până foarte târziu. Când ești în lumea întunericului, ce-și dorește Satana de la tine? Să faci rău și atunci el maschează tot ce faci. Absolut. E bine să faci rău, să fii unealta lui. Când simțeam, de exemplu, toate organele, oarecum simțeam că mi-eșea inima și că bătea undeva în afara corpului, după care rinichii vedeam detașați, deliberați, scurgeam viața din mine. Nu cred că am găsit cea mai bună explicație pentru întrebarea ta. În lumea întunericului, evident, ai încercat să pleci sau încerci să pleci, cel rău îți va pune foarte multe piedici. Sunt convins că foarte mulți oameni nu vor fi de acord cu ceea ce spun eu vis-a-vis de anumite practici, de ce spuneam un pic mai devreme. Nu poți să negi realitatea. Poți să ai o opinie, pot să o respect, însă nu o să poți să schimbi realitatea. Realitatea tuturor celor care au experimentat anumite lucruri, ca și mine, este cam aceeași de fiecare dată. Oamenii văd și trec prin același protocol ulterior. Răul încearcă să te oprească, inițial încearcă să te momească la loc, spunându-ți că, până la urmă, it's human nature. Nu? Asta este o frază pe care o aud foarte des, it's human nature. Și pot să fiu de acord cu asta, numai că mie mi se pare că om are dreptul să greșească o dată, de două ori, dar deja când continuă să rămână în greșeala aia, e cu totul altceva. Și cred că există o limită pentru toate. Și nu cred că trebuie să te ascunzi doar în spatele scuzelor. Cred că un om matur își asumă toate consecințele, indiferent că sunt plăcute sau neplăcute. Și că trece timpul foarte repede, aș vrea să trecem mai departe, pentru că sunt foarte curioasă de încă alte câteva lucruri. Eu nu știu foarte multe despre muzica rock, dar știu că sunt din ce în ce mai mulți artiști care ajung să se sinucidă. Tu pomeneai la un moment dat într-un video că un renumit artist de muzică rock s-a sinucis în perioada în care încerca să iasă din acea lume.
Acum, care este explicația? Exact ce spuneam un pic mai devreme despre ideea de ce încearcă diavolul să-ți facă. Uh-huh. Să te mămească la loc, să te tragă înapoi. Dacă vede că ești destul de decis în a schimba stăpânii, evident, e atitudine. Un gestul de genul ăsta mi se pară într-un fel sau altul firești. Nu este primul. Eu am fost foarte mare fan al acestei formații și recunosc că dacă ar fi să fac un top al celor 50 de oameni care m-au influențat în viața mea până acum, omul ăsta va fi unul dintre cei 50 și regretul meu este enorm pentru ceea ce i s-a întâmplat. Numai că se întâmplă foarte, foarte des ca mulți dintre acești cântăreți să recurgă la astfel de gesturi pentru că povara este prea mare, pentru că legăturile sunt prea, prea puternice, pentru că și pierderea lor. Eu mă gândesc că, de exemplu, un om care se întoarce, un om care a fost în 100% practicant, un om care a fost 100% acolo să se întoarcă la Dumnezeu și să fie o mărturie pentru Dumnezeu, mă gândesc că el este o amenințare enormă pentru lumea întunericului și cred că ăsta ar fi și unul dintre motivele pentru care oamenii ăștia nu sunt lăsați cu adevărat să iasă din acea lume. Și eu personal, eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru că am avut această șansă, pentru că recunosc că au fost momente în care mi-aduc aminte de disperarea singurătății. În disperarea singurătății se văd câteva opțiuni și suicidul este unul din ele. Personal, chiar discutam cu soția mea că mă întreabă deseori despre lucrul ăsta, dacă m-am gândit vreodată la asta. La suicid nu, dar de exemplu pentru că aveam momente în care mă simțeam atât de singur, cumva îmi doream să mor de, pur și simplu nu mai rezistam presiunii. Mi-aduc aminte că la un moment dat am avut o săptămână în care nu primisem niciun telefon de la nimeni, nu vorbisem cu nimeni și mă gândeam cu tristețe așa și câtă durere poate să fie, câtă durere era în mine în acele momente, ca și cum eram al nimănui. Tu cumva ți-ai îndepărtat toți prietenii? Da, păi e normal, familia. În momentul mizantropia asta înseamnă, toți sunt, acum o să folosesc o frază mai așa, mai colorat un pic, toți în jurul tău sunt proști, nu o să stea lângă tine când tu îi tratezi ca atare. Corect, da. Se tot vorbește în lumea artiștilor că ar face un pact cu diavolul pentru succes, este adevărat lucrul acesta? Am auzit de multe ori spunându-se asta și sunt oameni care au filmat videoclipuri în care au recunoscut lucrul ăsta. Eu personal, deși am avut oarecum șansa, pentru că am fost invitat în anumite cercuri, mie personal nimeni nu mi-a zis chestia asta, să închei un pact pentru un anumit succes, pentru anumite privilegii, dar această teorie există și, pe de altă parte, atâta timp cât sunt multe mărturii filmate pe net în care se spune... Cu artiști internaționali, da, nu? Da, absolut, da. În care recunosc pe față. Cred că este adevărat. Mi-e greu să cred că cineva ar face doar pentru distracție un astfel de videoclip. Plus că mai sunt unii dintre artiști care s-au întors la Dumnezeu și au mărturisit lucrul ăsta, că li s-a propus pentru faimă un contract. Un anumit tip de contract. Pentru faimă, pentru bani, pentru da. Tot ce înseamnă, tot ce înseamnă da, succes. Eu personal nu am fost... Am fost chemat de două grupări pentru a lua parte cu ei la o seară specifică, însă nu, n-am putut să mă duc. Pur și simplu n-am putut să mă duc. M-am gândit atunci, sunt eu suficient de rău, chiar nu pot să mă asociez cu oamenii ăștia. Ok, eu cred că totuși este adevărat asta, dar cred că cel mai important este să știm cum se poate ieși din această lume. Este destul de greu. Da. Nu ești lăsat cu una, cu două să ieși de acolo. Dar ce trebuie să faci pentru a ieși? Eu cred că o să vorbesc doar din perspectiva mea. Pentru că eu cred că legăturile astea au și ceva personal. Până la urmă, relația cu Dumnezeu e personală. Aș putea să spun că și relația cu cel rău are ceva personal în ea. Eu nu puteam să tolerez. Mie mi se părea că îmi făceam dreptate până la un punct. Am conștientizat
ce se întâmplă de fapt cu mine și n-am putut să mai tolerez chestia asta și am spus că trebuie să se schimbe radical. Cel mai important este să-ți dorești schimbarea și să conștientizezi că există o opțiune mult mai bună. Și din punctul meu de vedere chiar pot să o declar cu mâna pe inimă că opțiunea pe care o astăzi o am este infinit mai bună. Dar conștientizarea ideii că există o opțiune mult mai bună, o viață mult mai frumoasă de atât, este primul pas. Iar de acolo eu cred că lucrurile se pot îndrepta și chiar destul de repede. Pentru mine, în momentul în care am ales să spun stop, chiar dacă nu a fost stopul imediat, a existat ca o forță de recul. Totuși lumea aia s-a închis. Și ce bine. Și ce bine, da. Există, Mihai, o diferență între spiritism și satanism? La nivel de teorie, da. La nivel de practică, tot aia este. E cam același lucru. Da, pentru că când vorbești cu spirite, niciunul nu va fi cu adevărat un înger. Asta pot să garantez. Și mi s-a întâmplat am avut așa niște porniri pentru ideea de spiritism. De fiecare dată au fost cam vreo 3 încercări pe bune, documentate oarecum de mine. Și le-am încercat, iar senzația a fost de panică, a fost de frică, a fost de lipsă de control. A fost și o experiență aproape out of body și mi se părea foarte, foarte ciudat. Îmi simțeam, de exemplu, toate organele, oarecum simțeam că mi-eșea inima și că bătea undeva în afara corpului, după care rinichii vedeam detașați și mă gândeam, într-un fel, în momentul ăla mi-aduc aminte că întrebarea pe care eu mi-aș fi pus-o în momentul în care m-am apucat să fac chestia aia este cum mă văd eu din exterior. Și cam asta a fost răspunsul. A fost foarte ciudat pentru mine și atunci a fost și ultima oară când am încercat și aceea, de fapt, ultima dintre cele 3 încercări au fost, să zicem, cea mai spirituală dintre cele 3 și nu mi-a plăcut. Acum, evident, mulți vor spune, sau mulți dintre cei inițiați în spiritism au o experiență, lucrurile astea nu se fac neapărat în felul în care am încercat eu să le fac. A fost o aruncare cu capul înainte la mine. Dar, din nou, n-aș putea vreodată nimic din acele sentimente sau din acele trăiri să le recomand cuiva, pentru că îmi dau seama că în fiecare zi mă secam de viață. Practic, dacă aș putea să descriu perioada respectivă cu 2-3 cuvinte, aș spune că a fost un moment al vieții, un episod al vieții în care deliberat scurgeam viața din mine. În lumea modernă sunt foarte mulți oameni care sunt preocupați de zodiac, ezoterism, metafizică, numerologie. Crezi că sunt niște capcane ale diavolului? 100%. Eu eram adept al zodiacului. Este o practică susținută de lumea asta întunecată. Credeam cu desăvârșire în el. Cunoscându-i implicațiile la nivel spiritual, astăzi, dacă aud întâmplător undeva spunându-se zodiacul, personal îmi acopăr urechile, nu ascult, imediat schimb postul. La fel și numerologia, din punctul meu de vedere, ca și astrologia, ca și zodiacul, sunt practici păgâne. Pot părea niște lucruri normale, dar de fapt da. Sunt capcane. Sunt capcane. Și pentru că timpul s-a scurs, Mihai, ai avea un mesaj pentru tinerii care aleg să meargă pe drumul acesta? Primul răspuns ar fi nu o faceți, nu are nici cea mai vagă, nu se merită, absolut nu există niciun fel de lucru care să merite acest risc. Pe de altă parte, și eu am primit într-un fel sau altul același mesaj. Culmea, am avut un unchi care, când era tânăr, diferența între noi era undeva de vreo 10 ani, și îmi spunea, nu intra în lumea asta. Nu l-am ascultat, mi s-a părut că doar exagerează un pic pentru că am bătrânit. Și astăzi și mie mi s-a spus astăzi de câteva ori că zic asta pentru că am îmbătrânit, nu mai sunt la fel de tânăr.
Însă eu personal, ca răspuns, le zic de viața mea, că de fapt traumele pe care le-am avut înainte sunt incomparabile cu cele cu care m-am ales în timp ce făceam parte din lumea asta a rock-ului. Și încă o dată, eu sfătuiesc oamenii să se uite la planul mai mare al vieții lor și am observat că funcționează foarte mulți tineri. În momentul în care îi încurajezi cu adevărat și ai un mesaj pozitiv, real, venit din inimă pentru ei, pot face o altfel de alegere. Cred că totuși în lumea rock-ului ajungi atunci când ești singur și când nici cei din jurul tău nu reușesc să te ajute foarte, foarte mult. Personal, sfatul meu ar merge către părinți mai întâi de toate decât către copii. Și mai important, corect. Da. Mihai, ce să zic, mulțumim foarte mult pentru că ne-ai ajutat să înțelegem unele lucruri. Nu cunoșteam foarte multe lucruri, este foarte bine că te-ai deschis față de noi și față de cei care ne urmăresc și mă bucur pentru alegerea ta finală. Da, asta fără doar și poate. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc, dragi prieteni, că și de această dată ați fost alături de noi. Am discutat cu Mihai despre un subiect destul de sensibil în zilele noastre. Însă încheiem această emisiune cu convingerea că binele întotdeauna va învinge. M-aș bucura și de această dată să știu că ceea ce am dezbătut aici îți va fi util. Sunt Antonia Fudulu, iar până data viitoare îți doresc zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.